Ce ne facem, domnule profesor, în ceea ce privește acest avertisment cu privire la pensii, la majorarea pensiilor? O creștere mult mai mică sau renunțarea totală la această creștere? Îmi permit să vă întrerup pentru că știu că timpul este scurt. Aici eu îmi reiau ideea de acum câtva timp, cred că sunt câteva luni de zile, când și la dumneavoastră în emisiune am spus că nu putem crește punctul de pensie cu 40% în acest moment. Este o chestiune extrem de periculoasă. Dacă se va face, ea va fi electorală și populistă, cu efecte foarte grave în anul 2021. Este nevoie de o creștere a pensiilor, dar ea să se facă pe alte baze. Să fie adaptată inflației, să fie cu procente mai mici, să discute la Ministerul Muncii, că de-aia este Ministerul Muncii, dar o creștere cu 40% în momentul de față mi se pare irealistă. Mă îndrept spre tine, Adi, de această dată. Un punct de vedere pe această majorare a pensiilor, care tot a fost discutată, au fost avertizmente de la Banca Națională, au fost avertizmente de la Consiliul Fiscal, iată că acum vin și de la Fitch. Pe de altă parte, guvernanții au evitat să pună punctul pe ei. Am văzut și o poziționare a Ministrului Finanțelor Publice chiar săptămâna aceasta. S-a lăsat citat de către mass media prin intermediul unui consilier de stat al premierului, spunând că în momentul de față la această rectificare, citez, nu se schimbă nimic în zona pensiilor ca și prevederi. Prin urmare, se evită acest cartof fierbinte în ceea ce privește decizia cu privire la pensii. Am să încep cu pensiile și voi face după aia o mică completare legată de prognozele astea de creștere economică, dar ceva așa mai cu picioarele pe pământ o să încerc să fiu și într-un limbaj ceva mai popular decât a făcut-o guvernul. Pensiile, trebuie să spunem, știu că e un risc electoral aici, pentru că ne îndreptăm către o toamnă când urmează alegeri, dar cred că în timpul alegerilor va fi premiată și recompensată și luciditatea, onestitatea, transparența și curajul. Vor fi recompensate toate acestea. Și atunci o decizie rațională, curajoasă, transparentă, lucidă ar fi ca această creștere a pensiilor pentru să fie amânată. Hai să o luăm așa, da? Într-o primă fază. Și mai vedem peste un an, 2, 3, 5. Știu că e foarte dur pentru cei care o așteptau, dar altfel în câteva luni riscăm să intrăm într-un colaps absolut. Ce se poate întâmpla, și aici au fost multe voci din mediul de afaceri care chiar au, adică inclusiv din mediul de afaceri, care au susținut această creștere în ceea ce privește pensia minimă. Hai să ne uităm la cetățenii vulnerabili. Hai să ne uităm la pensia minimă. Și pe de altă parte, pensiile speciale, pensiile nesimțite, mă refer la cele speciale nemeritate, da? Și pensiile foarte mari să treacă probabil printr-o fază de plafonare. Da? Așa cum în mediul privat salariile au fost reduse și probabil că vor continua să fie reduse pentru a salva locurile de muncă și pentru a asigura continuitatea firmelor, cred că și mediul bugetar, fie că vorbim de salarii, fie că vorbim de pensii, va trebui să pună puțin mâna în buzunar, pentru că e o criză pe care o putem traversa prin solidaritate. Și atunci cred că cei cu pensii mari trebuie, și aici nu mă refer la pensii de 3-4 mii de lei, 5 mii de lei, hai să ne uităm la pensii de peste 5-6 mii de lei, acolo unde până la urmă e posibil un trai decent. Hai să le plafonăm, hai să uităm de creșterea acelor pensii care nu se încadrează în registrul vulnerabil, cetățenilor vulnerabili sau în registrul minim al pensiilor, că de alea trebuie să avem grijă până la urmă și să uităm de toată povestea asta cu pensiile. Și atunci, pentru moment, și atunci impactul este absolut neglijabil, din contră, rămâne chiar un buffer. Legat de creșterea economică, ai amintit Japonia. Germania se așteaptă la o contracție în cel mai bun caz, Maria, de 10%. Și atunci noi venim cu cifrele astea. Pe zi ce trece, riscăm să ne împrumutăm tot mai scump. Unul dintre aturile fabuloase ale statului român în raport într-o comparație internațională este încă datoria publică foarte redusă. E momentul, am spus, să depășim treaba asta contabilă cu deficitul, cu procentele din PIB la datorie. Dom'le, trebuie să ne împrumutăm și chiar avem ce să facem cu acești bani. E momentul pentru că s-ar putea să ajungem într-un punct și încheie acum. Exact ca și cu în pragul izbucnirii crizei pandemice, când vezi, Doamne, nu se mai găsea hârtie igienică și apă plată. Păi de ce? Și făină. Dar toată lumea se înghesuia și lua făină. Dacă noi ne trezim să luăm aceste credite guvernamentale, aceste credite suverane, în momentul în care toată lumea va sări pe acești bani, ce să vezi? Pe de o parte, ne vom împrumuta mult mai scump sau într-un caz și mai rău, nu vom mai găsi nimic pe rafturile instituțiilor internaționale sau bancare. Deci e momentul să ne împrumutăm miliarde.